Legile iubirii. Ionuț crede că Ramona n-ar trebui să se teamă că i-ar putea da speranțe deșarte, căci el nu așteaptă nimic de la ea, ci doar este foarte dragă. De ce nu poți să te bucuri și tu de momente și să nu mai stai să te gândești? Pentru că lumea oricum o să zică că dai speranțe, că nu știu ce. Băi, eu nu sunt prost, nu sunt copil, n-am 10 ani, n-am 5 ani. Trecut prin viață, cum, na, ca toată lumea, și eu am fost trecut prin viață. Dar nu mă interesează, eu gesturile astea le fac că îmi place mie. Să simți. Să ți le fac ție, da. Nu am nicio așteptare, eu nu aștept nimic. Că dacă aveam așteptare, plecam de prima dată. Sufeream ceva, vedeam că nu vrei, ia, du-te, mă. Am vrut să vorbesc cu Mirela, la fel, nu, n-a fost, dacă nu e, nu se poate, nu se poate, dar în același timp, eu, mie tot de tine mi-e drag. Da, înțeleg, dar chestia asta nu e că n-a fost cu Mirela. Nu că n-a fost cu Mirela, da. Chestia este că tu ai făcut un pas spre ea, să zicem așa, adică nu că ai făcut un pas neapărat, ai fost foarte toxic, din punctul lui de vedere, ai fost un om... Nu știu, ai stat prea în sufletul ei, să nu, zicem așa. Nu, eu am fost cum am fost cu tine. Știu, dar sunt fete și fete. Sunt fete care... Și eu ce pot să fac? Să mă schimb eu pentru femeie? Niciodată. Nu, normal, tu trebuie să rămâi la fel. Dar zic, poate dacă totuși ai mai fi încercat... Nu, mai vreau. Nu. Dacă... Dar de ce? Că nu mai vreau. Că nu simt, dacă nu simt nici așa nimic din partea ei cu tine, cel puțin, bă, eu dăm, nu știu de ce, ori din creierul meu, ori așa e. Ai momente când n-ai chef de nimic, dar ai momente când ești bine. Nu e problema asta, nu e problema că eu simt sau nu simt. Eu sunt o persoană foarte... Bă, nu, dar eu zic ce-mi transmis tu mie, că de unde vine plăcerea aia așa bună plăcere? Vine de la mine, eu o venit în capul meu, dar eu nu realizez. Uite, că mă gândesc la asta. Eu sunt o persoană foarte prietenoasă. Și în afară sunt așa și am prieteni, am câțiva prieteni băieți și am și câteva prietene fete. Dar nu am prieteni băieți care sunt singuri și nu au relații sau prietene fete care nu au relații. Prietenii mei băieți sunt însurați cu niște fete care mi-au devenit prietene și prietenele mele sunt însurați cu niște băieți care mi-au devenit prieteni, cu care mă înțeleg foarte bine. Am înțeles. Și așa sunt și cu ei. Când ei se iau în brațe, glumim... Eu sunt foarte prietenoasă de fel, cu toată lumea. Bine, mă, am înțeles că ești prietenoasă de fel. Eu vreau să vorbesc acum, înțeleg, te înțeleg. Și e normal, na, că dacă aveți prieteni, că prietenele tale au prieteni, automat că sunteți, na, așa sunteți voi. Suntem foarte apropiați, am crescut cu ei. Dar vreau să înțelegi că chestia asta o fac, că simt eu, da? Da, și mie nu mi se pare că e ceva, nicio aruncătură în vânt, mie nu mi se pare nimic. Adică sunt niște chestii pe care eu vreau să ți le ofer ție. Da, și eu am zis că apreciez, doar că în același timp nu vreau să pară că eu dau speranțe. Pentru că mi s-a spus că eu dau speranțe, că dacă știu că tu ești atașat de mine, nu atașat, dacă știu că tu mă placi pe mine și eu fac așa, îți dau ție speranțe. Bă, dar tu de ce te iei tu după? Uite, vezi aici, nu, stai puțin, la un moment dat am fost la Capricii, dacă ți-mi minte. Da. Și mi s-a spus în felul următor. Da, știu. Tu faci ce făcea Stelian cu tine. Da, știu că ți s-a zis așa. Și am stat și m-am gândit mult la chestia asta. Problema este că eu nu fac ce făcea Stelian cu mine, cred, presupun. Pentru că eu asta sunt, eu așa sunt, eu sunt prietenoasă. Și este o diferență, eu cu tine nu am avut nimic. Știi? Da, nu știu ce să zic. Bă, dacă tu vrei să eu să încetez și să nu mai fac gesturi de genul și să te las în pace, eu te las în pace. Nu vreau să pară că dau speranțe cuiva, știi? N-auzi ce am zis? Nu, eu doar asta voiam să vorbesc cu tine, adică nu aș vrea să știu că se atașează un om de mine, pentru că am pățit chestia asta. Se atașează un om de mine și o să... Nu schimb ideea și el poate să creadă... Uite, am pățit chestia asta, chiar am pățit cu un prieten de-al meu, până să se însoare el cu o prietenă de-a mea. Îl luam în brațe când ieșea, în glumeam cu el, chiar ne înțelegeam foarte bine. Păi da, dar știi că nu e nici tocmai ok, făcând ca o paranteză, să faci chestiile astea, pentru că băieții chiar se gândesc la... Adică nu e, dar și vizibil. Și tu cred că dacă ar fi să... Mă comportam cu el cum mă comport cu tine, gen.
Și la un moment dat mi-a zis că mă place și eu i-am zis că nu-l plac. Și el a tot, eu am tot continuat să mă comport așa cu el. Și după el, la un moment dat, mi-a zis că el s-a așteptat să îmi schimb eu gândirea. Și să încep și eu poate să simt ceva pentru el și chestii. Și eu n-am simțit nimic, pentru că eu sunt o persoană destul de hotărâtă. Adică dacă zic că nu, o să fie nu. Da, ok, am înțeles asta. Păi, bă, eu ți-am zis și îți repet, mă opresc dacă vrei de la face gesturile astea, dacă tu consideri că te pun pe tine într-o lumină păroasă sau... Eu n-am consider treabă că... cu chestia asta. Eu ți le fac, ți-am zis. Cred, acum nu știu ce... Pe mine nu mai că sunt ai... o lumină proastă cu nimic. Nu știu, nu, mă gândesc eu la... N-am vrut să zic lumină proastă, dar înțelegi tu ce vreau să zic. Ok. Într-o postură în care ceva de genul, ceva în care nu ți-ar conveni să fii. Și tocmai pentru că Ramona se teme că Ionuț ar putea atașa de ea, încearcă să păstreze distanța uneori, dar nu-i prea iese. Vine sus la voi. Dar ce să faci tu sus la noi, mă? Să dormim. Hai, hai, mă. Tu crezi că eu fac mișto? Eu cred că da. Nu fac mișto. Ionuț, până când fumezi tu, mă duc să mă schimb, bine? Mm-hmm. Și unde te duci după aia? Păi după te ca... vin să te duci sus? A? Nu încă. Vin să te caut pe tine după. Te caut Ionuț pe sus. Măi, pinguinule, unde te duci? Să dorm. Să dormi? Vezi că te așteaptă cineva sus. Hai, vezi că nu dorm cu Ionuț. Păi fiecare să... El să se ducă la el acasă, frate, ce treaba am eu. Unde duci la Monica? Să dorm. Cu cine? Singură. Da? Nu-l cheamă Ionuț? Singură, dar nu mai vedem pe Ionuț. Dacă stăm până la 5 dimineața, nu mai coboară. Păi, dar lasă-i, băi, în pace. Da, mă, tu chiar ești aici? Bună, eu sunt Ramona. Eu am o barieră peste care nu pot să trec, pentru că eu nu-mi dau hainele nimănui. Hai, mă, Ionuț. Mie nu mi-a nimeni nimic. Pentru că toate sunt numai ale mele. Zici că e Ziggy. Exact. E Ziggy, ăla din orașul Leni. Și toate sunt ale mele, toate acadelele din... Mamă, dar... E foarte cald. Ionuț, știi că mă culc? Păi ne culc, dormim. Bine, ne culcăm, da. Eu dorm singură. Mhm. Tu poți să dormi în patul ăla, dacă... Nu, că e tare. Bine. Hai că dormim amândoi. Nu! Nu dormim amândoi. Eu dorm singură. Da, mă dorm singură. Adică nu singură, cu urșii. Hai, întinde-te în pat. Mamă, dar e mișto să dormi pe ăsta. Da, păi eu așa o să dorm. Hai mă, Ionuț, gata. Vine, du-te, dacă vrei, du-te și ocupă-ți pat, ce pat vrei. Hai mă, Ionuț, dar nu aici, du-te în altul. Ionuț, dar du-te în alt pat, că nu avem loc. Ba, avem. Hai mă, Ionuț. Hai, te, că avem loc. Du-te în alt pat. Hai că nu mă duc jos în care, eu glumesc cu tine. Bine, hai, noapte bună, ne vedem mâine. Adică nu mâine, mai târziu. Să dormi și vin înapoi. Dacă vin înapoi, vezi că eu fac urât, cred. Nu știu cum fac dacă mă trezește cineva, chiar nu știu. Nu știu, dar să văd unde doarme. Da, ce întreabă am? Alex, cred că vine aici. Dar jos doarme Mihai cu Laura. Bine, păi du-te și treabă-l și vezi. Și poți să dormi într-un pat din ăsta dacă vrei, că nu mă deranjează. Dar de ce faci? Hai, asta? Hai, mă, eu știu. Că du-te și întreabă. Păi, nu știu, zic. Păi dacă... nu, că Mihai doarme cu Laura jos, în patul lui Sorin. Ok. Mai e Raul, Cristi? Nu. Mă duc să fumez o țigare și te las în pace. Bine, ne auzim. Noapte bună. Noapte bună. Hai mă, Ionuț! Capricile iubirii.
Mă uitam la imaginile astea de mai devreme cu voi și m-am și înnecat uitându-mă la ele. Pentru că este un soi de lasă-mă îmi place, așa. E... Ia ziceți, doamnă Mioara, cum vi se pare? Ce să zic? Cum s-a văzut ce să mi se pare? Păi nu, da, ziceți dumneavoastră că poate eu văd altceva și dumneavoastră vedeți altceva. Sunteți acolo în casă, îi vedeți mai bine decât imaginile astea. I-am văzut întotdeauna împreună. Da. Deci, credeți, clar că Ionuț o place, da. Are Ionuț șanse la Ramona să-i cucerească inima? Nu știu, nu pot să zic. Dacă din ce ați văzut dumneavoastră? Din ce simțiți? Ea, atât timp cât ea susține că nu vrea nimic cu el. Dar nici nu fuge. Știți cum e acum Ramona? E pe genul, dacă fug, zice că sunt toantă. Asta am vrut să zic. Dacă stau, zice că sunt ușoară. Nu mai bine mă împiedic. Cam așa e treaba. Asta vreau. Și asta ca să o zic frumos la televizor. Că puteam să o zic și mai bine. Știu. Mie mi-ar plăcea, ce să vă zic. Ce nu ți-ar plăcea? Da. Păi nu pot să zic am. Dar de ce nu luați un plocon să vă duceți să o cereți? Adică e ca pe vremuri. Noi nu facem niciodată, sau creierul ne împinge să facem lucruri nu degeaba, ca să zic așa. Da, nu am vrut să zic gen că eu neapărat vreau să obțin ceva de la ea și am alte încercări. Nu, eu tu n-ai să... ce face, așa.